Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica. Dacă m-ar fi întrebat oricare dintre voi ce fac acum câțiva ani, aș fi răspuns automat și invariabil: bine, ocupat. Sau: bine, am o perioadă foarte încărcată. Nu ziceam asta pentru că eram realmente ocupat tot timpul, ci pentru că simțeam că asta se așteaptă de la mine, să fiu ocupat. Veneau oamenii la mine și îmi spuneau: știu că ești ocupat, dar... Sau: nu vreau să deranjez, știu că ai multă treabă. De fiecare dată când eram chiar atât de ocupat pe cât spuneam, mă bucuram, chiar dacă eram stresat, pentru că în capul meu a nu avea timp era egal cu treaba bine făcută. Dacă sunt mereu ocupat, înseamnă că îmi fac treaba. Însă momentele în care nu eram ocupat, dar ziceam că sunt, mă simțeam de două ori prost. O dată pentru că nu spuneam adevărul și a doua oară pentru că nu eram ocupat, ceea ce se traducea în capul meu în lene. De ce spun asta? Pentru că zilnic foarte mulți oameni, când îi întreb ce fac, îmi răspund: bine, foarte ocupat. Cred că acest răspuns automat, așteptat, chiar ne face rău. Setează așteptări în capul nostru și glorifică lipsa granițelor în viața noastră. Așa ajungem la cultura muncii fără oprire. Întreabă-mă cum sunt și sunt șanse mari să zic bine, pentru că am timp pentru mine și pentru munca mea. Acest program v-a fost oferit de Aqua Carpatica.